Bună ziua, dragi prieteni ai poveștilor! Astăzi vă pregătim pentru o călătorie specială alături de personaje memorabile, precum Super Miau, un pisoi care credea că nu este frică de nimic, și Zizi, o șoricică drăguță care aduce o schimbare surprinzătoare în viața lui Super Miau. Așadar, vă invităm să ne însoțiți în această aventură plină de emoție și învățăminte. Vrei să fii mereu la curent cu cele mai noi aventuri? Te invit să dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Și astfel vei fi mereu printre primii care vor descoperi fiecare poveste nouă și vei face parte din comunitatea noastră plină de pasiune pentru aventură și imaginație. Așa că nu plecați nicăieri. Aventura începe acum! Super Miau cel curajos. Super Miau era un pisoi temerar. Nu se temea de nimeni și de nimic. Mergea pe acoperișurile caselor de parcă ar fi fost un acrobat de circ care făcea echilibristică. Aluneca de-a lungul șgheaburilor și uneori, dacă era cazul, își cotea chiar și gheruțele ca să se lupte cu alte pisici. Într-o dimineață se urcă pe topoganul cel mare și mieună cât putut de tare: "Salutare, lume! Sunt eu, Super Miau!" Se pregătea apoi să-și dea drumul pe topogan, dar când se uită în jos, exclamă: "Wow, ce distanță mare e până la pământ! Pare că nu o să ajung niciodată acolo!" Super Miau se simți dintr-o dată complet blocat. Pur și simplu era paralizat de teamă. Închise ochii pentru a scăpa de imaginea aceea care îi provoca amețeli, iar picioarele îi înțepeniră. Chiar nu era nimic de făcut. Încercă să-și facă curaj și numără: 1, 2, 3, gata, cobor! Dar nu reuși să se miște. Îi era mult prea teamă. Disperat, începu să strige: "Mama!" Dar mama nu era prin apropiere ca să-l audă. Așa că se puse pe plâns: "Mi-e foame! Cine o să-mi aducă mie prânzul aici?" Deodată auzi niște pași ușori în spatele topoganului. Era Zizi, șoricica cea drăguță. "Bună!" spuse aceasta. "Nu ai voie să urci aici!" o avertiză pisoiul, care nu prea știa cum trebuie să vorbești cu cei din neamul șoarecilor. Apoi, redobândindu-și aerul de pisoi temerar, adăugă: "Eu sunt primul, nu cumva să încerci să-mi o iei înainte, că îți arăt și câteva mișcări de judo." Dar Zizi nu se lăsă impresionată, ba chiar izbucni în râs. "Ce tu pe oare pisoiul ăsta?" Își așteptă cu minte rândul, dar, văzând că timpul trece, începu să-și cam pierdă răbdarea. "Ce faci? Nu te dai odată pe topogan? Hotărăște-te! Cobori sau nu?" Cum nu primi niciun răspuns, urcă și încercă să-l împingă. Dar Super Miau se crispă, speriat, și se stropși la ea. "Nu ai voie să mă împingi!" În cele din urmă, Zizi se strecură ușor pe lângă el și își dădru drumul pe topogan. "Privește ce ușor e! Iuhu!" Când ajunse jos, se întoarse spre Super Miau și deschise larg brațele încurajându-l. "Haide, dă-ți drumul, te prind eu! Crede-mă, nu e greu, poți să o faci!" Dar acesta era atât de speriat încât nu se putea mișca. I se părea că Zizi este cu adevărat foarte curajoasă, mai ales pentru o șoricică. Zizi așteptă o vreme la baza topoganului, dar apoi se sătură și spuse: "Știi ce? Dacă nu cobori, eu plec. La revedere!" "Nu, nu, te rog, nu pleca!" o imploră pisoiul. "Dacă cobori, îți dau o bomboană!" spuse Zizi. "Nu, mersi!" răspunse pisoiul. "Atunci, ce zici de un pupic?" întrebă șoricica. De data aceasta, Super Miau ezită. Închise ochii, apoi îi deschise din nou și, privind în jos, strică: "Da!" Își dădu drumul pe topogan și atriză cu bine în brațele șoricicăi, care îi dădu un pupic pe obraz, în timp ce își zicea mai mult ca pentru sine: "E chiar simpatic pisoiul ăsta." Adevărul e că toată lumea are momente când se teme de ceva,
nu-i așa, copii? Și așa se încheie povestea noastră despre pisicuța Super Miau și șoricica Zizi. Ce putem învăța din această poveste? Ei bine, că prietenia și curajul sunt adevărate superputeri. Atunci când te temi sau ai îndoieli, prietenii pot să te ajute să depășești orice obstacol. Uneori, chiar și cei mai curajoși pot simți teamă, dar cu ajutorul prietenilor și a curajului putem depăși orice obstacol. Prietenia, încrederea și sprijinul reciproc pot învinge orice frică sau îndoială. Când suntem deschiși la noi experiențe și relații, putem descoperi adevărata putere a inimii noastre. Amintiți-vă mereu să fiți prieteni buni și să vă ajutați reciproc și să aveți încredere în voi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această aventură minunată. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru a vedea mai multe povești distractive. Până data viitoare, rămâneți curajoși și jucați-vă cu dragoste. Ne vedem în următoarea poveste. La revedere, dragii mei!